Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumine peste Veacuri. În seara aceasta, în ziua de astăzi, ca de obicei, nu suntem singuri, Domnul e cu noi și prietenii noștri invitați. Spunem un bun venit pastorului de la Oradea, Cristian Sonea, bine ați venit! Bine v-am găsit! Prima oară la Radio Vocea Evangheliei Constanța. Prima dată la Vocea Evangheliei Constanța. Mulțumesc frumos de invitație. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Dar nu prima oară la Constanța. Nu, am mai fost la Constanța. Este adevărat, cu mult timp în urmă, dar mă bucur să fiu din nou aici. Amin. Și de asemenea, pastorul Victor Stănescu, prietenul invitatului nostru și ajutorul nostru aici astăzi la emisiune. Avem un pastor binecuvântat de Dumnezeu, cu impact, cu rezultate deosebite acolo la Oradea, unde nu e ușor deloc să plantezi și să crești, să dezvolți un proiect de biserică. De aceea l-am chemat să ne împărtășească din aceste secrete. Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumesc frumos! Vă invităm mai înainte să ne împărtășiți aceste secrete, să vă rugați pentru noi și pentru ascultătorii noștri. Sigur, mi-ar face plăcere. Doamne Tată, stăm înaintea Ta și îți mulțumim așa de mult că secretele nu stau în noi, ci Tu ești secretul, Doamne, și îți mulțumim pentru că ești atât de bun. Rugăm pentru timpul acesta care îl petrecem împreună. Am vrea să fie binecuvântat de Tine, Doamne, și am vrea să fie de folos nouă și cu impact pentru cei care vor asculta această emisiune. Amin. 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 Mulțumim. Așa cum se cuvine și cum știm, citim câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 16, chiar de la versetul 16, versete care, prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească în discuțiile noastre și să ne hrănească inimile noastre. Spune așa Biblia: Simon Petru, drept răspuns, i-a zis Mântuitorului: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Amin. După cum o să observați, mai ales pe internet, înaintea domnului pastor am invitat aici în studioul nostru Radio Vocea Evangheliei și liderii sau responsabili cu partea de închinare de la BBSO, așa sunteți mai bine cunoscut. Da, da. Așa. Și pentru că domnul pastor a fost la început acolo, aș vrea să ne împărtășească din, cum spuneam noi, acele taine, așa, ale lucrării, ale începutului de la BBSO Oradea. Dar mai înainte v-aș ruga să vă prezentați, cel puțin pentru studioul nostru. Sigur. Numele meu este Cristian Sonea și sunt pastor al Bisericii Baptiste Speranța Oradea, de aici vine și numele de BBSO. Nu știu ce ar mai trebui să spun despre căsătorit. Mine. Sunt căsătorit cu... Ceva frumos despre soție. Da, soția mea e și frumoasă și... credincioasă. Credincioasă, partea cea mai bună a familiei. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii extraordinari. Unul cel mai mare are 8 ani, iar cel mai mic va împlini 5 ani în luna octombrie. Așa că suntem o familie fericită și binecuvântată, am putea să spunem, nu perfectă, dar... În drumul spre desăvârșire. Da, 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 exact. Așa, poate ne spuneți puțin unde a studiat teologia și dacă ați fost pentru prima oară pastor la BBSO sau... Da, am studiat teologia, am terminat facultatea la Universitatea Emanuel din Oradea în anul 2002. A fost un timp frumos și acolo. După aceea Dumnezeu m-a călăuzit și a deschis o oportunitate foarte frumoasă să continui studiile printr-un program de masterat la școala Southeastern Baptist Theological Seminary din Statele Unite. Am stat acolo la școală 3 ani și după aproximativ 4 ani m-am reîntors acasă. Super! O să întreb pe domnul pastor Victor Stănescu
Știu că sunteți într-un fel invitatul dânsului. Da, da, da. Cu ce ocazie v-am invitat chiar acum, în august, pe 24, 25, 26. E frumos să fii la mare în luna august. Da, dar mai ales în perioada asta. Mai ales în perioada asta, exact. Să ne spună el. Am invitat pe Cristi și nu numai Cristi, ci și echipa de la BBSO să vină împreună cu noi aici, să ne ajute într-un proiect pe care l-am demarat anul acesta, un proiect pe care îl visam de mai mulți ani, de vreo 10 ani de zile, și anume pentru tinerii noștri evanghelici avem două festivaluri, unul de primăvară, Festivalul Învierii, și unul de iarnă, Festivalul Crăciunului, al întrupării, și ne-am dorit ca pentru vară să avem un festival care să fie deschis pentru, nu doar pentru tineri evanghelici și pentru prietenii lor, dar și pentru cei din țară care vin, care să vină aici la mare, să aibă oportunitatea să ne ajute să-L glorificăm împreună pe Dumnezeu. Asta e scopul pentru care am făcut acest Youth Christian Fest. Am creat și o prima pagină. Ediție, da? E prima ediție, Youth Christian Fest Black Sea. Și acolo a putut să se înscrie, participanții încă pot să se înscrie. Am fost prima seară, aseară la Perla, în care ne-a ajutat BBSO cu partea de închinare, și apoi fratele Cristi cu mesajul, și în seara asta vom fi din nou acolo la Perla cu Decian și fratele Cristi cu mesajul și Johnny Vătran cu trupa lui. Da. Și mâine seară vom fi din nou tot la Perla, iar ultimile două seri, sâmbătă și duminică, ne vom muta la piațeta din Mamaia, de la Casino. Acolo vom avea pe Northern Idol sâmbătă și duminică va fi proconsul. Facem lucrul acesta, noi ne-am dorit să facem de fapt la Năvodari, dar pentru că s-a închis tabăra teatru acolo, Dumnezeu ne-a deschis o ușă aici. Mai bine. Mai frumos, mai deschiderea mea mare, da. Și ce vreau să spun este că ne-am bucurat aseară, în prima seară, să vedem că Dumnezeu a împlinit așteptările noastre, chiar le-a depășit. Noi ne-am așteptat la 1000 de tineri, 1000 de persoane care să vină să înscrie și s-au depășit înscrierile. Pe lângă mi-au spus băieții de la tehnică, fiind așa mulți oameni care au venit la un moment dat, au dat drumul, doar le-au dat brățări, dar n-au mai înscris pe site pentru că dura foarte mult. Așa este. Și deci cred că au fost peste 1000 de oameni. Și eu am intrat aseară fără brățară. Deci. Da, dacă fără, e ilegal, îmi cer scuze. Da. Dacă te-a băgat cineva din organizare, deci nu e nicio problemă. Dar ceea ce ne dorim este ca să dăm o alternativă creștină la ceea ce se întâmplă la malul mării, și anume dacă nevărsiu se întâmplă aici cu o grămadă de oameni. Și cu o conotație firească, așa. Da, deci putem să pot să spun asta foarte deschis. Ascultam mărturia unui celui care ne-a pus nouă lift un bloc. Acum recent am semnat actele ieri dimineața și ne spunea că ce se întâmplă după ce pleacă de la, sau în timpul nevărsiului, cu nopțile alea dormite, tineri drogați, beți, mizerie peste da, peste tot, și o grămadă de bani pe care îi cheltuie și pe care îi strâng milioane de euro oamenii care organizează asta. Noi chemăm oameni creștini, ca și BBSO, ca și Northern Idol, și cheltuiți. Da, și să ne sprijinească, să îl glorificăm pe Dumnezeu, să-l facem cunoscut, să cunoască oamenii că și la mare aici sunt credincioși, sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și că Dumnezeu iubește oamenii de aici, chiar dacă ei vin la relaxare sau unii la distracție. Distracție, da. Dumnezeu nu urăște distracția. El ne-a creat cu această dorință de a ne bucura, de a ne relaxa și de a ne simți bine. Doar că atunci când noi folosim substanțe sau lucruri care ne fac rău ca să ne simțim bine, atunci este greșit, este rău, este în dauna noastră. Și este și un păcat până la urmă, da, în fața lui Dumnezeu. Putem spune că este păcat, dar oricum, necunoscându-L și nefiind în relație cu Dumnezeu, e păcat. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim în relație cu El. Și păcat este că dacă nu suntem în relație cu El, dacă nu îl glorificăm pe El. Așa este. Și vorba lui John Piper, care spunea lucrul ăsta foarte bine, că atunci când îl glorificăm pe Dumnezeu cel mai mult, atunci suntem cei mai împliniți. De fapt, împlinirea noastră vine din această relație cu Dumnezeu, Dumnezeu, și din glorificarea Lui. Așa este. De aceea, fratele Cristi e împreună cu noi și mă bucur și îi mulțumesc că a acceptat invitația când i-am făcut-o la Vlăhița. Da. Am avut o întâlnire acolo pe tineret, pe țara noastră. Și atunci am lansat provocarea și mă bucur că Dumnezeu a lucrat în așa manieră încât să răspundă.
Mulțumesc și ca o parte la, la viziunea lor, că da. Să ne povestească și... Despre asta vreau să-l întreb din nou pe domnul pastor Cristian Sonea, despre modul în care Dumnezeu a lucrat la plantarea bisericii BBSO. Eu știu ceva, vă mărturiseam înainte de emisiune că știu ceva informații de la Răzvan, de la Emi, care au fost aici și au mai făcut o emisiune despre BBSO, proiectul muzical în special, dar ei ne spuneau ceva despre BBSO, că nu-i doar închinare și muzică, este de fapt o biserică în spate și poate ne spuneți, pentru că ați fost la început și Dumnezeu dumneavoastră a plantat această biserică. Am ceva de începuturi. Da, da. Păi BBSO de aici și vin inițiale de la Biserica Baptistă Speranța Oradea. Și începuturile Bisericii Speranța se regăsesc undeva prin anul 2009, când am demarat proiectul acesta. Am pus, să zic așa, prima idee de a planta o nouă biserică în orașul Oradea a venit undeva în anul 2008, când, stând de vorbă cu un alt pastor din orașul Oradea, am povestit un pic despre viziunea aceasta, mai mult el cu mine decât eu cu el, și mi-a făcut această provocare, cum ar fi să existe încă o biserică în orașul lângă Oradea, da, 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 lângă 10 alte biserici, și tocmai din acest motiv am zis și eu inițial, încă o biserică în Oradea, pentru ce? Și... el a continuat să mă bâzie, dacă aș putea să zic așa, și de fiecare dată când ne întâlneam, mă întreba despre noua biserică, la care eu nu mă gândeam foarte mult, sincer să fiu. Dar în întâlnirile pe care le-am avut, i-am împărtășit un pic din viziunea pe care aș avea-o cu privire la o nouă biserică, dacă ar fi să fie, crezând că... poate asta o să pună oarecum și așa punct discuției noastre despre o nouă biserică în Oradea și da. Dar el a continuat să fie așa o încurajare pentru mine și atunci am început și eu să mă rog mai serios cu privire la... Interesant cum lucrează Dumnezeu. Da, cum lucrează Dumnezeu, pentru că nici eu inițial nu credeam că Oradea ar fi neapărat orașul cel mai potrivit pentru încă o biserică. Iar apoi... am stat de vorbă cu un prieten bun din Oradea pe care îl cheamă Vlad și i-am povestit despre dorința asta, că a început să fie și pentru mine mai mult o dorință decât o bătaie la cap din partea altcuiva. Și împreună ne-am rugat și în anul 2009 am început Biserica Speranța, așa foarte abrupt. Cu câte sute de membri așa? Doi. Da, doi, dar bun. Doi și soțiile noastre. Noi, așa a fost începutul Bisericii Speranța, dar m-ați întrebat la început despre secretele. Da. Nu știu dacă secrete și nu știu dacă ar trebui împărtășită cu cineva. Cum am început noi? Pentru că citind cărți despre cum să plantezi o biserică, eu mi-am dat seama că aș putea să scriu o carte despre cum să nu plantezi o biserică. Am încălcat cam toate regulile care... Da. Mai ales că aceste cărți sunt scrise din experiența americană sau din Occident și de multe ori nu se potrivesc. De asta sunt foarte mulți lucrători și pastori descurajați. Da. Dom'le, nu funcționează rețeta americană. Aici suntem prea puțini, la Oradea suntem prea mulți, au încercat mulți, au dat faliment, de asta am dori împreună cu prietenii noștri care ne urmăresc să, nu știu, zicem niște taine duhovnicești în plantarea pur românească a unei biserici. Poate nu chiar taine, dar poate că experiența împărtășită să ne arate de fapt că Dumnezeu poate lucra în orice context care pentru noi pare o barieră sau pare de nepenetrat. Dar nu stau aici așa ca și un expert în plantare de biserică, pentru că nu mă consider să fiu asta, dar pot să împărtășesc din experiența noastră și dacă sunt care ne ascultă și putem să fim o încurajare pentru ei. Cam asta e ideea, mai ales că aseară făceați un apel la a cumpăra, a construi ceva. După atâția ani n-aveți nimic
nicio da. Proprietate. Nu, nu. Și de la 2 ați ajuns la vreo 900 de membri, din câte înțeleg. Adică da. Ar fi ceva de învățat. Suntem momentan 900 de participanți. De nu știu ce vi-au spus. Participanți. Și să zicem participanți. Participanți, duminica dimineața. Avem două programe identice. Dacă până ajungem acolo, putem să facem un pic de rewind și să mergem în urmă. Deci în anul 2009, în 18 ianuarie, am început Biserica Speranța. Inițial am închiriat o sală de hotel care am găsit-o disponibilă. O închiriam în fiecare săptămână. Ne întâlneam undeva pe dealurile Oradei. Un pic, o locație un pic peste mână, dar am stat acolo aproape 2 ani de zile și partea frumoasă a fost că Dumnezeu a început să aducă oameni. De la primele întâlniri au fost destul de mulți, nu știu de unde, nu știu cum au venit oameni care ni s-au alăturat acestui proiect, mai mult din curiozitate la început. Am început cu un deficit de oameni în ce privește părțile astea importante, departamentele importante organizare. De organizare din biserică, să le zicem așa. Nu știam cu cine o să cântăm, nu știam departament media, nici nu mai vorbesc. Eram eu și Vlad, cum am zis, și mi-aduc aminte la prima întâlnire, i-am spus lui Vlad, măi, zic, ar trebui să fim o biserică primitoare. Și ar fi important să avem un departament de bun venit. Suntem doar noi doi, zic. Eu ar trebui să predic, zic, mai rămâi doar tu să stai la ușă. Și prietenul meu Vlad cu bucurie a acceptat. Și el povestește despre această conversație între noi doi chiar și astăzi și amintește de începuturile noastre, no, destul de umile, destul de așa, ca la început. Modeste, da, modeste, zice. Da, exact, ăsta era cuvântul care îl căutam. Dar a fost bine, așa, l-am pus într-un fel pe Dumnezeu la încercare, un pic de credință, nu foarte multă. Se întâmpla în 2009. Da, ce s-a întâmplat în primul an, primii ani? În primul an am așezat, așa, ca și biserică, am învățat și noi din mers cum să începem o nouă biserică. Dar ceea ce s-a întâmplat și poate una dintre cele mai mari binecuvântări este că Dumnezeu a început să aducă oameni. Oameni cheie, oameni care au venit pe acolo, mulți dintre ei tineri, care au întrebat, bun, cu ce am putea și noi să ajutăm, pe ce am putea să punem mâna, să facem, să ne implicăm. Și așa a venit Răzvan, cam după, în primul an, la finalul primului an după ce am început Biserica Speranța, ne-am întâlnit pentru prima dată, am povestit, am început să lucrăm împreună și după aceea am decis să mergem împreună pe drumul acesta și el a fost și este un om cheie în Biserica Speranța. Au venit alții care s-au implicat în conducerea bisericii, în multe departamente în care aveam nevoie, departament media, a venit un prieten, mă zice, eu am o cameră pe undeva pe acasă și putea să încep să filmez. Noi încă eram chiar la început, hai să mai așteptăm un pic. Să mai vine. Duminica următoare eram acolo cu cabluri, cu camere, cu virgulă camere, microfoane, de toate și a fost bine. Putem spune că a fost o biserică misionară de la început sau evanghelistică? Ați pus accentul pe evanghelizare și câștigarea de suflete de la început? Da, ne-am dat seama că e nevoie și în practic asta dorește Dumnezeu Hristos de la noi, oamenii să fie mântuiți și de la început ne-am dorit ca oamenii să vină și să fie mântuiți. Și au fost semne bune la început. Da, au fost. Și la început întotdeauna este un pic mai greu. E ca și atunci, acum nu mai facem asta, bunicii noștri la țară când se încălzeau iarna, făceau foc în sobă și când a prins focul la început e mai greu până se aprinde. Mult fum, te mai nește. Fumul ăla îți vine în ochi, te îneacă și mai și lăcrimezi așa câteodată și trebuie să tot sufli în el până se aprinde. Așa e și la începutul unei biserici atunci când o plantezi. Trebuie să tot sufli, îți mai vine fum în ochi, mai te întrebi, o să fie ceva de aici, e doar un foc de paie, e lucrarea pe care trebuie să o facem, dar Dumnezeu ne-a confirmat la fiecare pas că este în primul rând lucrarea Lui și nu este lucrarea noastră și prin niște oameni
simpli, prin niște, adică nu era, nu știu nimeni, a, vine BBSO acum să înceapă o biserică, nu, eram niște necunoscuți care am dorit sincer din toată inima să facem lucrarea lui Dumnezeu și El ne-a ajutat. Imediat o să rog pe Victor să vă pună o întrebare, dar viziunea pe care o aveți acum, ați avut-o de la început sau i-a apărut în primii ani? Da, de la început am avut viziunea aceasta de a-L glorifica pe Dumnezeu prin lucrarea pe care o facem, dar după ce am pus bazele noi biserici, să zic așa, și după ce lucrurile au început să se așeze, ne-am dat seama că avem nevoie de o viziune foarte specifică și a fost prin anul 2011, dacă nu mă înșel, când ne-am rugat Domnului să ne dea o viziune specifică pentru lucrarea pe care o facem. Și astăzi putem să spunem că avem o viziune clară și viziunea bisericii noastre este să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual. Interesant, spunea și lui Răzvan, că aveți acest cuvânt cheie sau viziunea este a ucenicii, dar evangelizarea se vede atât de clar în același timp, pentru că fără evangelizare nu poți să faci ucenici, dar este importantă și evangelizarea să aibă ca și finalitate ucenicia, nu doar să îi aduci pe oameni în biserică și să îi botezi și apoi să îi lași așa la voia întâmplării. La voia întâmplării, ci este important scopul nostru. Iisus nu ne-a trimis doar să-i botezăm pe oameni, ci porunca este faceți ucenici. Vorbeam cu fratele Victor, general și despre plantare, despre ce ar trebui făcut în Dobrogea și ne gândeam, ați avut ideea, facem o de la început, facem o biserică pentru tineret sau facem o biserică clasică sau facem o biserică modernă? Sau Biserica nu cred că trebuie să fie formată doar din tineret, din bătrâni sau așa mai departe. Cred că trebuie să fie și. Aș vrea o biserică sănătoasă, dar sigur am țintit înspre generația tânără. Ne-am dorit să vorbim pe limba lor și pe înțelesul lor. Ne-am dorit să cântăm pe înțelesul lor. Ne-am dorit să creăm un context în care să se simtă folositori. Deci foarte multe lucruri care se întâmplă, unele despre care eu ca și pastor poate nici nu știu, dar care sunt acolo în spatele scenei. Sunt foarte mulți tineri implicați care vin și se bucură că au un loc de slujire, sunt acolo și prin specificul nostru cred că am țintit înspre generația tânără. Dar asta nu înseamnă că sunt doar tineri care vin. Este o soră, ea a trecut la Domnul acum, era mai în vârstă și venea împreună cu fiul ei și fiul ei la un moment dat chiar i-a zis: mamă, dacă vrei, nu trebuie să te simți obligată să vii aici la noi la biserică. Zice, te pot duce la oricare altă biserică îți dorești tu și vin și te iau la final. Și a zis, măi, zice, eu mă simt bine și aici, că din 10 cântări, să zicem, care le cântă într-o duminică, dacă ei cântă una și pentru mine, eu sunt mulțumită. Eu așa m-am bucurat. Și până a trecut la Domnul, venea duminică, stătea acolo în spate așa mulțumitoare și ne bucurăm și pentru tineri și pentru oameni în vârstă. Amin. Dar culoarul, să zic așa, a fost deschis înspre generația tânără, dar poate nici nu ne-am dat seama la început că există o nevoie atât de mare să slujim generația noastră, dar Dumnezeu ne-a confirmat lucrul acesta pe parcurs. Eu vreau să te întreb, Cristi, împărtășind împreună, poate să ne împărtășești acum tuturor, cum te-a ajutat pe tine experiența primei biserici pe care ai slujit-o când ai venit în România pentru lucrarea care o faci acum? Da. Eu am fost plecat pentru o scurtă perioadă de timp, să zic așa, și după ce m-am întors acasă din America, dar n-am știut exact ce voi face, unde voi fi implicat, și prima biserică și prima oportunitate pe care Dumnezeu a deschis-o pentru mine ca să îl slujesc pe El, să zic așa, a fost o bisericuță mică de la țară. În prima duminică în care am mers acolo au fost vreo 3, 4, 5 persoane care au venit la biserică. Un loc unde la început am zis,
ce caut eu aici, mulțumesc, Doamne, exact la ce nu m-am așteptat. Mai bine poate rămâneam și plecam de tot din țară. Și a fost așa un pic descurajantă experiența la început, dar apoi pe măsură ce am continuat împreună cu soția mea Otilia să slujim biserica din satul acela, mi-am dat seama că este un loc de pregătire. Este un loc de pregătire pentru noi și a fost un loc bun de pregătire. A fost, am acolo, am ilustrații de predici și am amintiri atât de frumoase din acea primă experiență și îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru asta. Și dacă citim Biblia, o să vedem că pe toți oamenii pe care Dumnezeu la un moment dat îi folosește pentru un timp mai lung sau mai scurt în planul său, cam pe toți Dumnezeu i-a cam trimis așa un pic să meargă, să aibă și o parte de un pic de pustiu așa. Și pentru mine locul ăsta a fost un loc de formare din partea lui Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru asta. Deși America și bisericuța mică de la țară... Dar vreau să spun că dacă ar fi să compar cele două experiențe, bisericuța asta mică de la țară pentru mine are aceeași greutate în formarea mea. Ca și experiența școlii din America. Pe mine m-a surprins, să zic așa, o decizie, o metodă pe care, să zic așa, a aplicat-o Cristi, împărtășea, văzând că oamenii la țară sunt dezamăgiți sau, mă rog, nu mai sunt pasionați, nu mai sunt interesați de biserică, de închinare, de... evangelizare. Da, nu mai vorbim de evangelizare. Nu se vine la biserică. Nu mai vine la biserică, cum se întâmplă în zona noastră, sau poate și în alte zone. El a luat decizia asta, a zis fraților care au venit, închidem biserica. Da. Două săptămâni de zi sau de... Victor, eu asta am împărtășit cu tine, n-am crezut că o să spunem aici. Știu că e secret. Nu e secret, dar a fost un experiment pentru locația, nu recomand să punem acest... Acum, dacă tot a spus-o, care a fost impactul? Să facem acest disclaimer. Am folosit-o atunci, că așa ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă pentru locul ăla. Exact. Dacă sunt pastori care ne urmăresc, vă rog, nu faceți asta. Da. Deci a fost așa un moment descurajator pentru noi în lucrarea pe care o făceam acolo. Îi chemam pe oameni să vină, ne pregăteam, mergeam, noi mergeam plin de entuziasm, vă dați seama, abia așteptam să ajungem la biserică, mergeam cu toată bucuria și ajungeam acolo și erau 5 oameni la biserică, mai dar unde sunt toți ceilalți, după ce te-ai rugat, ai postit, i-ai vizitat, ai vorbit cu ei de mai multe ori, le-ai predicat, ai făcut tot ce ți-a stat în putință și într-o duminică am zis, măi, dacă oamenii ăștia nu știu să aprecieze ceea ce au atunci când au, hai să vedem cum ar fi când nu este biserică. Și zic, uite, pentru următoarele două săptămâni nu o să avem niciun program acasă de biserică. Niciun program. Și cei 5 care au fost la biserică, dar frate Cristi, dar nu e bine, dar zic, mai pentru voi îmi pare rău, dar pentru cei care stau acasă, hai să vedem dacă știu să aprecieze ceea ce este când nu este. Dar am zis, în schimb, uite ce vă propun. Este o sală aici în spatele bisericii, o sală asta mică, modestă. Eu... împreună cu soția mea vom veni aici și ne vom ruga pentru biserica asta ca Dumnezeu să facă ceva. Orice vrea El. Și aș vrea să vă propun să veniți și voi să vă rugați, dar doar dacă doriți. Dacă nu doriți, vă rog, stați acasă. Dar dacă doriți efectiv să vă rugați, haideți aici împreună cu noi. Și spre surprinderea noastră au venit numai doar cei 5. Ăștia s-au dus și au spus la toți ceilalți. M-au închis pastorul biserica. Și au venit oameni la rugăciune. Dar vreau să vă spun că, deci, deși este, repet, este un experiment pe care nu-l recomand, da? Totuși pentru noi a fost un moment cheie, aș putea să spun, în bisericuța aia mică de la țară, când oamenii și-au dat seama, măi, este vorba despre o lucrare lui Dumnezeu aici și Dumnezeu a început să aprindă în ei dorința asta de a-L sluji. Slavă Domnului! Mulțumim foarte mult că ați avut această deschidere să ne împărtășiți. Timpul zboară așa de repede. Într-un minut v-aș fi întrebat înainte de pauză, cui a dat Dumnezeu ideea despre proiectul acesta foarte vizibil la dumneavoastră, corul național, orchestra națională, BBSO și așa mai departe? Avem doar un minut. Mergem după pauză. Mergem cu după completele. Pauză. Asta s-a născut după pauză, poate putem să vorbim un pic despre importanța de a avea o viziune clară așa în biserică, pentru că proiectul ăsta n-a fost un proiect care s-a născut așa dintr-o dată, ci s-a născut în urma
unei, în urma viziunii mai mari. Asta a fost întâlnirea aceasta despre care, la care faceți referire, evenimentul anual, cum este cunoscut sau acum a devenit evenimentul M-am hotărât. Da. A fost o strategie pe care noi am folosit-o ca să împlinim niște obiective foarte clare pe care le aveam pentru biserică. Ok, deci vă rog frumos, nu schimbați canalul sau frecvența, nu renunțați la a doua parte, pentru că în a doua parte vom detalia împreună cu pastorul Cristi Sonea, BBSO Oradea, care sunt acele obiective ale foarte importante ale viziunii, prin care, sau pentru care, inclusiv acest eveniment anual, cel, cum să-i zicem, nu-i festival, M-am hotărât, da? Evenimentul, da, M-am hotărât. Evenimentul M-am hotărât sau evenimentul anual e cunoscut. Da. A ajuns foarte cunoscut și foarte de folos pentru mulți credincioși români din țară. Luăm o pauză, ne bucurăm de ea și în aproximativ 2 minute ne vedem, ne reauzim.
Bună seara, dragi prieteni, am revenit împreună cu invitații noștri și ai dumneavoastră în seara aceasta. Se vorba de pastorul Cristian Sonea de la BBSO. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Ați revenit în partea a doua! Da, așa, și pastorul Victor Stănescu de la Speranța Năvodar. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Doamne ajută! Spunea domnul Victor că în mod special BBSO a venit împreună cu pastorul lor la evenimentul Youth Christian Fest, e brandul, fest? Dar concertul se cheamă C Major, cum e logo-ul. C Major vine de la Christ, Constanța, credință și tot ce înseamnă cu C, e frumos și îl onorează pe Dumnezeu și aduce oamenii împreună să-L glorifice, să-L laude. Și asta a fost dorința noastră, să strângem oameni care Dumnezeu îi folosește, oameni care Dumnezeu i-a echipat, tineri care își doresc să-L glorifice pe Dumnezeu, să se apropie de El și pe de o parte să-i încurajăm, pe de altă parte am adus și oameni care să aibă ateliere pentru evanghelizare, avem ateliere pentru evanghelizare. Chiar și sport aveți? Avem competiții sportive de volei, de fotbal, de asemenea avem un atelier de pictură, am adus un artist cu familia lui din Cluj, pe Petru Leahu, și fac pictură. Adică ceea ce dorim, ceea ce încercăm este ca abilitățile, talentele, darurile care le-a pus Dumnezeu în tineri să le folosească pentru a comunica în tot spectrul societății, prin aceste abilități și daruri, mesajul Evangheliei într-un mod relevant pentru tinerii, pentru, să zicem așa, păturile sociale în care ei activează, se formează sau, știu eu, lucrează. Și în felul acesta să putem duce Evanghelia la nivel local, global și global. Și virtual. Și virtual. Și virtual, exact, la BBSO, da? Așa. Deci, ce vreau să vă spun, nu doar BBSO, sunt invitați la prima ediție a acestui festival, da. Not an Idol, Decean, și așa mai departe. Mai zi, Proconsul, da? Proconsul va fi duminică, așa. De pe altă planetă, Johnny Vătran, Casa Tâmplarului. Așa. Deci, de ce vă zicem lucrul așa? Nu că o să vedeți emisiunea probabil după eveniment, să vă rugați pentru ediția a doua, de asta vă spunem, da? Amin. Dacă vedeți emisiunea sau ascultați la radio Vocea Evangheliei, să vă rugați pentru a doua ediție și a ena ediție, Doamne ajută, pentru că litoralul românesc duce lipsă cu siguranță de astfel de evenimente. Amin. Amin. Ne întoarcem la domnul pastor Cristian Sonea și ne vorbeați despre o viziune poate, și ceva obiective. Poate dezvoltați puțin. Sigur. Apropo de BBSO, că da, de acolo vrem să învățăm azi. Da. Pentru noi a fost important să avem o viziune clară, dar viziunea asta clară era important să nu rămână doar scrisă undeva pe un website sau ascunsă pe undeva, ci întotdeauna așa cum încercăm să o împrospătăm în fața bisericii, astfel încât oamenii să știe de ce suntem aici, de ce existăm, dar ca să putem împlini viziunea aceasta, ca să facem ucenici, mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual, am fixat câteva obiective măsurabile, care sunt, da, măsurabile, smart, obiective smart, care să poată fi specifice, măsurabile, încadrate în timp și așa mai departe. De exemplu, în anul 2012 am fixat pentru local, am avut trei mari obiective pe care ni le-am propus până în 2015. Am luat așa o bucată de timp și am zis, mai în anii care urmează vrem să știm de ce ne trezim dimineața din pat, de ce venim duminica la biserică și de ce facem tot ceea ce facem. Nu să fie nu doar rutină, ci să avem aceste obiective clare. Un obiectiv a fost să ne rugăm pentru cel puțin 200 de oameni nou convertiți până în 2015. Asta în 2012, da? Da. Al doilea obiectiv a fost ca în fiecare an să organizăm un eveniment anual. Atunci s-a născut. Și atunci s-a născut. Și al treilea obiectiv a fost să avem 50 de grupuri mici până în 2015. Deci au fost astea trei obiective. Ei, evenimentul ăla anual, care a devenit foarte vizibil, a fost un obiectiv în... Între altele... Pentru următorii 3 ani era. Pentru următorii 3-4 ani, da. Pentru viziunea locală. Dar pentru viziunea locală, local, da. Păi aveam global, virtual... Mass media v-a ajutat probabil să deveniți și globali. Corect, da. Și uite așa, în 2012 am zis inițial ce ar fi să avem un eveniment evanghelistic cu mai multe biserici evanghelice. Nu era la Oradea așa ceva? Sau la... Nu prea era ceva organizat.
Inițial ne gândeam că poate ar fi fain să fie mai multe biserici implicate. După aceea am ajuns la concluzia, mai cel mai potrivit ar fi să facem evenimentul ăsta singur. În vremea aceea noi aveam vreo 200 de participanți duminica. Crescuseră de la 2 la 200, slavă Domnului! Da, da, dar totuși 200 pentru un eveniment atât de mare, toată lumea ne-a zis, mă, sunteți un pic... Exact ca și festivalul, prima ediție. Puțini da. Au fost implicați, dar slavă Domnului! Da. Așa a fost 1000, peste 1000, da. Spuneți, da? Și noi am zis evenimentul ăsta să fie ținut la Sala Sporturilor în Oradea, asta presupunea, asta avea vreo 3000 de locuri și... toți ziceam, de unde bani, cine o să vină, ce facem cu locurile goale? Da, ce facem, o să fie ridicol. Mulți mi-au spus, măi Cristi, o să fim ridicoli acolo, 200 de oameni într-o sală de 3000 de locuri. Am zis, măi, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să fim 200 de oameni într-o sală de 3000 de locuri, dar dacă îl punem pe Domnul la încercare, dacă ne rugăm, dacă muncim, dacă ne facem noi tema de casă cât mai bine, eu cred că Dumnezeu ne poate ajuta pe o bisericuță asta mică să facem lucruri mari. Nu? Despre asta predicăm duminica, să facem lucruri mari pentru Domnul. Ei, când poți să faci aceste lucruri mari decât... Într-o sală mare. Într-o sală mare și poți să faci și lucruri mari. Viziunea e valabilă dacă e mai mare decât tine. Că dacă e doar ce putem noi face, unde e Dumnezeu atunci, dacă înțelegeți, nu știu care sens ce spun, dar pentru noi e foarte important viziunea să fie mai mare decât noi și decât puterile noastre. Și așa a fost atunci și a fost fantastic. N-am timp acum să vă postez toate detaliile, dar ideea este că în 2012, când am avut primul eveniment, eu n-am avut curajul să stau acolo să văd dacă vin oamenii sau nu. Dar m-a sunat cineva pe la ora 4, vai, Cristi, este plină sala, sunt blocate intrările, am crezut că e o glumă și bate joc de mine. Dar când am mers și am văzut, a fost o seară de neuitat. Și apoi am continuat în 2013. În 2014 am zis, măi, hai să facem, pentru că deja erau mulți oameni care și-au exprimat dorința, am zis, hai să facem două programe identice. De la ora 3 la 5 și de la 7 la 9. Și iarăși, măi Cristi, se umple o dată, dar de două ori. Deci am făcut două programe identice. Au fost, cred că în anul ăla au fost vreo 7-8 mii de, poate chiar mai mulți participanți, că nu erau doar ăia care stăteau pe scaune, erau peste tot, erau oameni. A fost incredibil. Nu mai vorbim de filmări și internet. Da. După aceea, în 2015, am zis, măi, hai să schimbăm un pic macazul, să nu fie doar așa un eveniment în care e muzical cu un mesaj. Cum ar fi să avem un botez în cadrul evenimentului? Și în 2015 n-am mai avut cor și orchestră, am avut o orchestră mai mică împreună cu un grup care a cântat, dar am avut 32 de oameni care au fost botezați în cadrul acestui eveniment și a fost fantastic. Super, stai. În 2016 din nou am avut botez, 52 de oameni candidați la botez. Oameni care au trecut prin cursul de cateheză înainte și s-au pregătit. Și și-au dorit acolo să se... Da. Și inițial au zis oameni, cine își dorește botezul să facă botezul în față la mii de oameni? Dar botezul e un act public, nu? Iisus a fost botezat la Iordan. Cerul tot. Da. Și din nou în 2017, anul trecut, am avut botez și a fost frumos și din nou anul ăsta ne dorim să și ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască oameni și să avem un eveniment frumos cu oameni care să-L mărturisească pe Dumnezeu în apa botezului. Cum? Și nu ne dorim să fie, acum s-a branduit așa ca și un eveniment, muzica iese în evidență, dar nu este concert, niciodată nu ne-am dorit să fie, să facem concert la Sala Sporturilor, ci este un eveniment evanghelistic al bisericii, unde avem și muzica și botez, botezul și propovăduim cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și... Extraordinar! Foarte frumos! Da. Mă gândeam la fratele Victor și la cei care au organizat prima ediție a festivalului Black Sea. Poate cu timpul le dați, bineînțeles, prin Duhul, sper, ideea, să facem un botez și pe malul mării, pornind de la acest, sau în cadrul acestui eveniment, de ce nu, ce zici, frate Victor? Deocamdată, nu știu, nu e în viziunea noastră asta să botezăm oameni, da. Dar viziunea noastră este să dăm cadrul ăsta, să dezvoltăm cadrul ăsta în care tinerii din toată țara să poată veni să fie încurajați
să poată merge înapoi și să înțeleagă că Evanghelia poate fi transmisă în diferite forme, în diferite stiluri, că Dumnezeu ne iubește pe toți. Da. Noi iubim anumit genuri muzicale, când ești mai tânăr iubești un anumit gen muzical. Se schimbă cu vârsta. Când ești vârsta da. Mai înaintată, un alt gen mai liniștit. Nici mie nu-mi plac toți care cântă. Da. La festival. Au și cor, au și orchestră, au și trupă, au și de asta, cred, toate genurile. Da. Cred că de asta trebuie să înțelegem că atunci când Domnul Iisus spune lui Petru că pe această afirmație care a făcut-o, această piatră, da. Că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, voi zidi biserica. Deci biserica nu trebuie să fie zidită pe muzică, pe festivalul, ci pe credința în Hristos. Corect. Și atunci noi asta trebuie să promovăm. Să promovăm în toate mediile, în toate genurile, să promovăm ceea ce credem. Dar trebuie să fie autentic. Autentic. Noi credem în Hristos și atunci cu tărie o exprimăm în arta muzicală, în sport, în muzică și într-un mod direct și clar proclamată prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința și trăirea și experiența, că clar. Asta e ideea și emisiunii noastre de astăzi. BBSO este o biserică cu impact, a confirmat Dumnezeu prin ea în timp că lucrează și că influențează și alte biserici și creștinismul în general, evanghelic în special, dar în general. Mai avem aproximativ un minut. Fraților, să ne luăm la revedere de la... Vă mulțumesc frumos pentru invitația care mi-ați făcut-o să vin să fiu aici împreună cu dumneavoastră și să dea Domnul și în continuare să ne ajute să-i rămânem în primul rând credincioși Domnului și să ne ajute să facem lucruri frumoase pentru El. Dar asta vreau să spun la final, este generația noastră și tot am auzit cum Dumnezeu a lucrat pe vremea părinților, a bunicilor noștri, în cuvântul lui Dumnezeu, citim despre lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut. Eu cred că avem același Dumnezeu și cred că este vremea pentru noi, acum, să facem exact același lucru, să-L punem pe Dumnezeu la încercare și să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în generația noastră. Eu nu cred că Dumnezeu e absent acum. Absolut, și același. Este același. Este același. Eu vreau să închei mulțumindu-L Dumnezeu că ne-a dat harul ăsta și cu provocarea pentru Cristi și BBSO să revină să susțină lucrarea aici și să plantăm și aici mai multe zile. De ce nu? Să pornim o biserică nouă, de un alt stil, un alt mod în care să fie relevant pentru tineri, pentru oameni. Amin, mulțumim și fratelui Cristi și fratelui Victor. Și am găsit în volumul 2 Reverberații Creștine o poezie care se numește Plantarea de biserici. Super. Este incredibil cum lucrează Dumnezeu. Și zic așa versurile. Nu poate fi biserică plantată de Domnul nu revarsă viziune și nimeni pregătit de jertfă de Domnul nu-i descoperă chemare. Nu lăsa un program la întâmplare de nu vrei părăsirea locului. Mărturisește și în organizare că tu slujești în casa Tatălui. Amin. Amin. La revedere, vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Și vă mai așteptăm. Mulțumim pentru invitație. Doamne ajută. Fiți binecuvântați, să ne revedem sănătoși.